golul lui Compagno din prima repriză a fost al 40-lea gol pe care clinceniul l-a încasat în acest campionat. Gol! 2-1 clinceniul în minutul 68, eroare în defensiva Craiovei. O ieșire neinspirată a portarului Mogoșanu și clinceniul este în față pe tabelă. Velios abia intrat pe teren, reușește să puncteze din această lovitură liberă executată de Holtzmann. Apostolos Velios câștigă duelul cu Gaici. Bine, Gaici vine târziu acolo să-l blocheze pe Velios. Grecul a avut prim planul.